Prăjitură pufoasă cu prune. Această rețetă se prepară foarte ușor și costă o tavă aproximativ 14 lei. Este un dulce care nu trebuie să lipsească din fiecare casă. Modul de preparare Spală 500 de grame de prune, taie-le în jumătăți, scoate sâmburele, iar apoi fiecare trebuie tăiată fâșii. Așa trebuie să arate. Lăsăm prunele deoparte și ne apucăm de un blat pufos. 5 albușuri bătute spumă, 5 gălbenușuri, 100 de grame de zahăr, o linguriță de esență de vanilie. Vom amesteca gălbenușurile și albușurile cu mișcări lente de jos în sus. Următorul pas, adăugăm treptat 120 de grame de făină și un pliculeț de praf de copt amestecăm bine și turnăm compoziția într o tavă tapetată cu hârtie de copt de 29 pe 24. Așezăm câteva rânduri din feliile de prune și completăm deasupra cu restul de prune rămase. Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Ralu, bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Preîncălzește cuptorul la 180 de grade și va coace această prăjitură 20 de minute. Înțeapă cu o scobitoare să vezi dacă este făcută. Deasupra am presărat puțin zahăr pudră vanilat. Așa arată prăjitura, este un adevărat deliciu. Este perfectă pentru acest anotimp. Uitați cât de pufoasă este și cât de aromată. Nu uita să te abonezi la canalul meu să-mi lași un like. Pe curând, pa, pa!